Aproape jumătate din populația lumii va fi chemată la urne în anul 2024. În jur de 30 de țări, inclusiv România, își vor alege președintele. Asta în vreme ce scrutine parlamentare sunt programate în aproximativ 20 de state. Alegerile au loc însă într-un context tensionat. Războiul ruso-ucrainean intră deja în cel de-al treilea an, iar cel dintre Hamas și Israel este în plină desfășurare. Alina Anghel, senior editor Antena 3 CNN, ne dă toate datele. Însă, Alina, te ascultăm. Bun găsit! Anul 2024 stă sub semnul alegerilor electorale. La nivel global, mai mulți alegători decât oricând în istorie se vor îndrepta spre urne. Cel puțin 64 de țări plus Uniunea Europeană vor organiza alegeri ale căror rezultate vor avea consecințe mulți ani de acum înainte. Alegerile prezidențiale din Statele Unite, programate pe 5 noiembrie, țin întreaga lume cu sufletul la gură. Perspectiva revenirii la Casa Albă a fostului președinte republican Donald Trump face ca 2024 să aibă mari implicații în politica globală, motiv pentru care miza este mare nu doar pentru Statele Unite, ci și pentru Europa. În acest moment, președintele în exercițiu Joe Biden și Donald Trump par a fi favoriți, o reiterare a scrutinului din 2020. Startul oficial al sezonului electoral american are loc pe 15 ianuarie. În iunie, cetățenii cu drept de vot din cele 27 de țări membre ale UE, aproape 400 de milioane, vor alege cine îi va reprezenta în Parlamentul European. În plus, alegerile vor decide cine va conduce următoarea Comisie Europeană. Rușii își vor alege președintele pe 17 martie. În condițiile în care în Federația Rusă opoziția este redusă la tăcere, iar criticii sunt trimiși la închisoare sau în exil, Vladimir Putin este aproape sigur câștigătorul unui nou mandat. Și în Ucraina sunt programate alegeri prezidențiale în 2024. Nu este însă clar când și cum se va desfășura votul, pentru că în țară este în continuare în vigoare legea marțială. Maia Sandu, președinta pro-europeană a Republicii Moldova, intenționează să candideze pentru un al doilea mandat prezidențial la finalul lui 2024. Finlanda își va alege noul președinte în ianuarie, în timp ce Lituania și Croația organizează alegeri parlamentare. Alegeri vor avea loc și în Belgia. Alegerile legislative din Austria, programate în toamna lui 2024, ar putea fi unele dintre cele mai importante, în condițiile în care Europa se luptă să contracareze ascensiunea extremei drepte. Aproximativ 945 de milioane de indieni sunt chemați la urne în luna mai pentru alegerile generale din această țară, care în 2023 a devenit cea mai populată din lume, după ce a detronat China. Alegeri cu miză mare au loc și în Taiwan. Cine va fi ales președinte va avea un rol fundamental în gestionarea relației cu Beijingul, care consideră țara insulară teritoriu chinez.